Fiecare dintre noi se deplasează pe drumul vieții în direcții diferite. Unii se deplasează mai repede și mai ușor decât alții. Alții, cu greu și cu dificultăți, se mișcă pe această cărare de pietriș. Iar unele ființe au rămas la o răscruce de drum și își plâng destinul cu lacrimi fierbinți. Tu, unde te îndrepți? Am 5 copii, mi-e foarte greu și nu pot întreține de eu singur, nu am singurat. Nu aveți sens. N-avem tot. E foarte greu, că am o două luni, am o primească, până am una primească bani și aia asta. Ajutor social? Ajutor social. Dar așa că tot am de zile, mi-a zis ca să îmi dă banii ăștia. Cu o mânăță, cum aș zic, că nu vreau eu. Când dai deodată, nu... Am umblat și am făcut. Am pentru copii de mâncare. Dar de la lună până la lună nu mi-a venit banii ăștia. Na, logic, cinci copii și mi-e greu, foarte greu. Cum îmbrăcăminte, cum îmbrăcăminte, cu aia să... Nu pot să... Ba... La una trebuie să iau încălțăminte, nu ne ajunge bani, că e scumpi. Care e visul la copii? De exemplu, avem 5 copilași frumos. Care este visul vostru, dorința voastră, speranța voastră? Voi ați știut că o să venim azi la voi? Da. V-ați rugat la Dumnezeu? Toată și ziua. Pentru ce v-ați rugat? Ce să venim? Ce să vă aducem? Ce vreți să vă aducem? Spune, ești mai îndărbat. De mâncare. Da? Ai vrut să te aducem de să, ceva de mâncare? Da. Dar voi v-ați rugat la Dumnezeu? Da. Bine. Mergeți să ne ajutați să descărcăm totul ce a fost pregătit pentru voi. Da? Mergeți!
ai simțit în urma rugăciunii? Parcă nu te ai venit în grada. Cine? Iisus Hristos. L-ai văzut sau ai simțit? L-am văzut. Și cum arăta Iisus? Tot înalt. Tot înalt? Mhm. Asta când erai cu ochii închiși? Da. Când voi vă rugați? Da. Rugăciunea? Mhm. Și eu am închis ochii și asta, l-am văzut. Ai văzut înaintea ochilor tăi? Da. Și acum ce sunt tu în inima ta? Bine. Bine și cu căldură. Simți o căldură din partea Domnului? Mhm. Simți că Iisus te iubește? Da. Să-L iubești și tu. Și să-L urmești și să-L slujești cu copiii tăi. Și Dumnezeu te va binecuvânta în continuare. Bine? Bine. Slavă Lui. Și smerită, e atât de aproape când îl chem.